Sumele vehiculate pentru deținuți nu sunt așa de mari pe cât apar ele în presă, a declarat directorul penitenciarului Satu Mare. Din cei peste 2000 de lei care s-au vehiculat, că reprezintă banii dați de stat pentru un deținut, cei mai mulți se duc pe utilități, transporturi și siguranță. Pentru mâncare rămân 3,78 de lei. Vă spun așa, anul trecut norma de hrană standard de 17, este norma clasică, a fost de 3,78 pe zi. Deci în 3,78 se fac 3 mese pe zi cu carne, cu tot ce trebuie. În aceste condiții, nu e de mirare că cei din conducerea instituției nu se bazează doar pe banii care le sunt repartizați de la Administrația Națională a Penitenciarelor, ci încearcă să obțină venituri și din activitățile proprii. Așa se face că la Satu Mare, la finalul anului trecut, s-a realizat un venit de peste 1 milion de lei. Cam 50% din ei i-am folosit la activități productive și am adus venituri din încasări servicii la 31 decembrie în jur de 1.700.000 de roni. Banii au venit din activitățile și munca prestată de deținuți. În plus, penitenciarul deține o fermă unde cei lipsiți de libertate lucrează și astfel se mai acoperă o parte din nevoile instituției. Avem o fermă proprie cu sector vegetal, sector zootehnic, de unde asigurăm întreg necesarul de produse, mă refer la cele de origine animală și vegetală, folosite în alimentație. Celelalte necesare le achiziționăm de pe piață. Conducerea instituției spune că doar așa reușește să asigure condiții decente pentru cei încarcerați și chiar dacă mai sunt și nemulțumiri, în continuare sunt foarte multe cereri din partea unor deținuți de a fi mutați la penitenciarul din Satu Mare.